În seara aceasta, în primul rând, pentru a vă mai ține puțin în picioare, că nu o să mă refer doar la pasajul acesta din Scriptură, vă rog să deschideți Evanghelia scrisă de Ioan, capitolul 20, voi citi de la versetul 19. Evanghelia lui Ioan, capitolul 20, încep citirea cu versetul 19. În seara aceleiași zile, cea dintâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Amin. Vă invit să vă așezați pe locurile voastre. Nu toți consemnăm, dar toți constatăm. Nu toți avem darul, nu toți avem voința să consemnăm anumite aspecte, dar nu există om care să nu constate ceva, indiferent de conjunctură, de locul în care ești. Sunt sigur că în seara aceasta voi ați constatat ceva la mine și fiți sigur că și eu am constatat la voi. Dar nu o să pierdem seara aceasta vorbind nici despre constatările mele vis-a-vis de voi, nici despre constatările voastre vis-a-vis de mine. În seara aceasta aș vrea să privim puțin la constatările Mariei. Maria a trăit o zi, a făcut niște constatări în ziua respectivă, ele sunt prinse aici, sunt consemnate de Ioan, încercăm să le găsim și noi, să vedem dacă putem ceva învăța de la ele. Prima constatare este aceasta, când vrei, poți. Când vrei, poți. O să fiu foarte specific ca să nu vă întrebați ce am în minte. Când vrei să te trezești dimineața de vreme, poți. Nu știu dacă asta are o relevanță pentru noi astăzi. Să vă spun de ce gândesc eu așa despre Maria. Dacă v-aș întreba Marta, sora ei, se trezea dimineața de vreme sau nu? Marta, ce zice? E clar că ea este activă, ea se implică în toate și ca să realizezi multe, pe dacă avea și casă, ce credeți că a dormit toată ziua, știi că era casa ei. Bănuiesc că asta se trezea cu noaptea în cap, trebălea foarte multe, nu știu când se culca seara, dar pe Maria cum o vedeți, așa mai tânără? Ar exista posibilitatea ca Maria să nu fi fost atât de matinală, să-i fi plăcut dimineața să mai doarmă câte un pic. Ce ziceți? Există varianta aceasta, să fi fost așa mai somnoroasă. Și uite că într-o zi, dacă acesta era cazul, într-o zi Maria reușește să se trezească dis de dimineață. Și chiar este trează, lucidă și știe ce vrea. Fără ridicare de mână, avem așa oameni care au probleme cu trezitul dimineața, mai ales duminică dimineața. Am o veste bună pentru voi. Nu știu dacă vă poate motiva școala să vă treziți de vreme, nu știu dacă vă poate motiva serviciul pe unii să vă treziți de vreme sau altcineva. Știți ce mă rog lui Dumnezeu? Măcar Iisus să vă motiveze să vă treziți de vreme. Așa, zic eu, măcar de 7 ori pe săptămână.
Încercați. Bine, asta cu trezitul de vreme, să știți că nu ține în primul rând de ceas, nu ține în primul rând de ritmul biologic, ține în primul rând de inimă. Cât de mult îl iubești pe Iisus. Unii ar trebui să vă aduceți aminte de vremurile în care ați fost îndrăgostiți, adică ca ieri. Atunci lucrurile erau total diferite. Făceai și ce n-ar fi crezut nimeni că ești în stare să faci. Convingerea mea, din ce am constatat, că sunt oameni care se pot trezi dimineața de vreme pentru foarte multe aspecte. Știți pentru cine nu se pot trezi ei? Pentru Iisus. N-au timp pentru rugăciune, n-au timp pentru cuvânt, n-au timp pentru părtășie. Poate ar trebui să stați de vorbă cu Maria, care v-ar spune, când îl iubești pe Iisus cu adevărat, ești gata să faci sacrificii, chiar dacă sacrificiul acela înseamnă să te trezești dimineața. Și gândiți-vă că nu m-am referit la generația tânără. Ce doar așa am vorbit în general. Bun, e o constatare a mea de la Maria că dacă poți, dacă vrei, chiar poți, dacă vrei cu adevărat, depinde care ți este motivația. A doua constatare care cred că a avut-o Maria, că schimbările sunt foarte rapide. Schimbările sunt foarte rapide. Și o să vedeți ce spun lucrul acesta. Maria este una dintre femeile care se duce cu celelalte femei, cu Iisus la cruce, și apoi cu Iosif din Arimatea se duce la mormânt și vede unde l-a pus pe Iisus, vede ce se întâmplă acolo, piatra pusă, toate celelalte. Și concluzia ei a fost că dacă așa stau lucrurile vineri seara, duminică dimineața cum o să fie? Exact la fel. De asta era și îngrijorarea aceea mare, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului. Numai că ea are următoarea constatare. Ce a fost adevărat vineri seara, nu mai este adevărat duminică dimineața. E ce aș vrea să vă spun eu. Unii care sunteți așa într-o stare foarte bună, sunteți așa de liniștiți că v-a rodit țarina, că aveți mult pentru mulți ani, că e pace, că e liniște, că e bucurie, că la noi nu-i ca la alții. Aș vrea să vă spun din partea Mariei că schimbările pot fi rapide și uneori dramatice. Nu cred că Iov și-a planificat vreodată să se schimbe lucrurile atât de dramatic și de rapid cum s-au schimbat în viața lui. Nu cred că cel pe care l-am pomenit și-a planificat ca în noaptea aceea Dumnezeu să-i ceară înapoi sufletul. Da, schimbările pot fi dramatice în rău, dar ca încurajare, știți că schimbările pot fi dramatice și în bine. Acum ești în închisoare și mâine hotărăște împăratul să-l ia pe Iosif și să-l așeze unde? Mare diferență, zic eu, nu? Ce ziceți? Schimbări foarte faine. În noaptea asta ești unde? În groapa cu lei, zice Daniel, nu? Și mâine? Mâine dimineață ești altcineva, într-o altă poziție. Bun, mă gândesc și la prietenii lui cu ghilimele, care acum erau mari și tari pe val, l-am prins bine pe Daniel, e acolo, o să mai vedem ceva scobitor din oasele lui, și a doua zi, din ei nu rămâne nici măcar o scobitoare. E atât de important să ne punem viața în mâna lui Dumnezeu și când suntem în vremuri grele, să nu lăsăm pe diavolul să ne pună asta în minte, așa urmează următorii ani. Așa vor fi următorii 5 ani, așa vor fi următorii 10 ani. Vai de mine, până la adânci bătrânețe trebuie să trăiesc cu asta. Serios, dar cine ți-a spus asta?
Niciodată să nu mă cred atât de mare, atât de puternic, atât de tare, ca să spun cum spunea Edom altădată. Sunt aici sus și pe mine nu mă mai lovește nimeni niciodată, nu mă mai dărâmă nimeni niciodată. În cazul Mariei, pentru că ea avea o relație bună cu Dumnezeu, schimbările sunt rapide și sunt în bine. Să nu ne punem încrederea niciodată în situația în care suntem, în poziția pe care o avem, în numele pe care îl purtăm, în știu orice altceva. Încrederea noastră să fie numai în Dumnezeu, care controlează lucrurile. El poate păstra binele, El poate aduce mai mult bine și El poate să aducă și furtuna la care nu ne-am așteptat niciodată. Dacă vrei, normal poți, schimbările sunt rapide, așa că bazează-te doar pe Dumnezeul care le schimbă. Și o altă constatare a Mariei, chiar este de bine. Nu sunt singură. Vedeți, Maria apare singură în frământările ei, dar în momentul în care se duce la frații ei și le mărturisește ce a descoperit ea, că mormântul este gol, că Iisus nu mai este acolo, e adevărat, nu toți aleargă la mormânt. Dar sunt doi care pleacă. Știți că există în lumea creștină sindromul acela Ilie. Am rămas eu singur. Frate, nu mai este niciun pocăit în lumea asta. Nu mă refer la bătrâni, nu iau sindromul acesta. Așa se intre într-o etapă din asta. Eu sunt singurul pe care îl mai interesează viața de familie. Eu sunt singurul interesat în creșterea biblică a copiilor. Eu sunt singurul interesat într-o trezire sau într-o revitalizare sau ceva când este vorba de biserică. Eu sunt singurul care... Nu e singurul. Ilie a trebuit să afle că mai sunt 7.000, nu era singur, și Maria află că măcar 2 din ucenici sunt și ei interesați să știe adevărul despre Domnul Iisus Hristos. Știi ce ar trebui să faci ca să-ți dai seama că nu e singur? Să mai vorbești cu alții. Dacă Maria nu s-ar fi dus la frații ei, probabil rămânea cu ideea aceasta, vai Doamne, dacă mor și eu, se duce lumea pe râpă, că nimeni nu este interesat să știe adevărul. Când a început să discute cu frații, a constatat că mai sunt și alții, diferiți de ea, sunt și alții interesați să cunoască adevărul. Și asta ar fi bine să știm când e vorba de viața de biserică. Poate uneori chiar când este vorba de viața din societate, că mai sunt și alții interesați într-o viață de rugăciune autentică. Mai sunt și alții interesați să cunoască Scriptura în profunzime. Poate lucrurile acelea care credem că ne interesează doar pe noi... Fiți siguri că Dumnezeu mai are și alții și ar fi bine să îi descoperim. Dar încă o dată, știți cum îi descoperim? Nu presupunând că nimeni nu-i ca noi, ci vorbind cu alții frumos, deschis, și o să vedem din viața lor, din discuțiile lor și poate la unii chiar din acțiunile lor, că și ei au același interes ca și noi, fie că este vorba de viața, de familie, de biserică sau de alte lucruri. Ce a constatat Maria? Cât de importantă este colaborarea? Vedeți, apare pasajul acesta, ea se duce, vorbește și pleacă doi ucenici. Pleacă doi ucenici, aleargă înspre mormânt. Am o întrebare, cine a ieșit primul pe ușă? Petru, aș bănui și eu, Petru, mai cu inițiativă, mai nu știu ce, așa. El iese primul pe ușă, probabil Ioan l-a lăsat și că i-a dat întâietate, dar pe drum se întâmplă ceva. Ioan semnalizează regulamentar și îl depășește. Vezi, dacă ai luat așa secvențial, wow, ce tare, Petru a ieșit primul pe ușă, el este cel mai interesat. El a făcut primul pas, e cel mai important lucru. Te uiți apoi că îl depășește Ioan, spui, bă, totuși e bine să ai inițiativă, dar ce înseamnă tinerețea, energia, puterea? Uite că l-a depășit.
Ioan ajunge la mormânt și ce face? Se uită, face și el niște constatări, vine Petru, îl depășește și intră în mormânt. Și ne dă detaliile, cum erau lucrurile în mormânt. Când te uiți la cei doi, îți dai seama cât de important este că au fost amândoi. Și cât de important este să nu pui etichete pe evențe. Acum e important, acum e important. Vreau să vă întreb, până la urmă, care a fost mai important? Sau nu a fost mai bine că au fost împreună? Bine, poate că uneori ar fi interesant dacă am alerga împreună, ne-am aștepta unii pe alții, ne-am ajuta unii pe alții, că vedeți, câteodată elanul nu este tot una cu curajul sau cu înțelepciunea. Ajungi primul la mormânt, dar ți-e frică să intri în mormânt, că nu știi ce... Vine Petru, el are nicio problemă să intre, să verifice. Ce fain ar fi dacă în lucrarea lui Dumnezeu ne-am amintit și noi cât de importantă este colaborarea. Cât de importantă poate fi înțelepciunea bătrânilor cu energia tinerilor. Noi bătrânii, când Ioan vrea să ne depășească, niciodată să nu punem piedică, amin? Dacă ei vor să meargă înainte, nu e nicio problemă, că îi ajungem noi, să știți, nu e nicio problemă. Sunt locuri în care ajungem. Ce frumos ar fi să colaborăm, ne considerăm frați și să vedem că fiecare are locul lui și rolul lui în lucrarea lui Dumnezeu, da? Ei, aici vine o constatare din partea Mariei mai puțin plăcută, dar așa este în viață, trebuie să fim realiști, că oamenii rămân puțin. Da, Petru este interesat, Ioan este interesat, aleargă, ajung, constată și pleacă. Iar tu trebuie să îți rezolvi problemele. Cum? Singur. Nu-i chiar plăcut să auzi lucrul acesta. Dar ascultați-mă, chiar sunt lucruri pe care nu le poate rezolva nimeni în locul tău. Sunt lucruri pe care nu le poți rezolva cu alții. Sunt rugăciuni pe care le faci singur. Sunt dorințe pe care le exprimi singur. Îți place sau nu-ți place, sunt lacrimi pe care le plângi singur. Ascultați-mă, uneori ca să descoperi un adevăr biblic, s-ar putea să nu te poată ajuta nimeni, ci să stai tu să insiști înaintea lui Dumnezeu, în studierea cuvântului, până Dumnezeu ți se descoperă ție. Nu știu dacă va dura o oră, o săptămână, un an. Alții vor veni, vor spune ceva, îți vor da o explicație, pleacă, nu știu. Chiar mă gândeam la toată alergarea asta, bănuiesc că și Maria a alergat. Nu știu dacă a putut să țină pasul cu ei. Nici măcar cu Petru, nu știu dacă a ținut pasul. De ce? Că Maria a făcut toată distanța din grădină, ea și-a făcut maratonul ei, da? Nici nu știu exact când a ajuns Maria acolo. I-a mai găsit pe cei doi? Sau cei doi s-au dus, s-au constatat, au plecat înapoi, s-au întâlnit pe drum și eu fi spus, fată, nu-ți mai bate capul, am verificat și noi, hai să mergem acasă, ne vedem de treabă, că mormântul este gol, oricum n-avem nicio explicație. Sau au lăsat-o la mormânt, a ajuns acolo, oare creștinește ce i-a fi zis? Maria, noi oricum ne-am rezolvat problema, dacă tu vrei să mai rămâi, Domnul să se îndure de tine, noi nu mai pierdem vremea, plecăm. Da, sunt ocazii în care te-ai bucura să fie alții lângă tine. Și vei constata că nu mai rămâne nimeni lângă tine. Prima mea dorință, nu-i judecați pe cei care nu vă înțeleg în astfel de momente. Ascultați-mă, ei tot frații noștri sunt. Atâta înțeleg ei în momentul respectiv. Poate așa ai fost și tu altădată. Când ar fi trebuit să rămâi lângă cineva și ai făcut ce ai putut și ai plecat. Știți partea care este partea frumoasă? Că dacă rămâi singur, asta nu înseamnă că rămâi fără Iisus.
dacă rămâi singur și perseverezi, nu înseamnă că nu te caută Iisus. De fapt, una din constatările mele, chiar dimineață, uitându-mă un pic în Scriptură, știți care a fost? Când tu cauți adevărul, vei constata că adevărul te caută pe tine. Maria căuta adevărul și spre surprinderea ei a ajuns să constate că o căuta nu grădinarul, ci adevărul Domnului Iisus Hristos. Deci dacă în viață veți ajunge și în momente în care trebuie singur să rezolvi niște probleme și în relația cu Dumnezeu, pentru că vorbim de o relație personală, unele lucruri în mod obligatoriu le vei rezolva singur. Nu te poți pocăi la grămadă cu alții, trebuie să te pocăiești singur. Nu poți crede la grămadă cu alții, trebuie să crezi singur. Te botezi singur, chiar dacă este o mulțime lângă tine. Sunt lucruri pe care le-a lăsat Dumnezeu să fie între tine și El. Și asta nu e o tragedie. Uneori poate fi cea mai mare binecuvântare. Nu am constatat doar eu lucrul acesta, chiar mă gândeam, așa foarte repede m-am gândit la ce au scris alții între noi. Și acum chiar dacă accentul, știți că eu mai sunt rău așa că așa sunt eu, chiar dacă accentul nu sună bine, știți că alții înaintea noastră au cântat, eu vin singur în grădină. Adică, dar era tot singur, da? Bătrânii, mai știți ce cântau ei? Cu Iisus vreau să stau de când? Atunci când suntem? Ajung și ei la concluzia că sunt momente în care ești doar tu cu Iisus, poate cămăruța aceea, da? Oamenii rămân puțin, dar nu contează. Dacă rămâne Domnul Iisus Hristos mai mult, este important. V-am spus deja cât de importantă este perseverența, cât de importantă este perseverența. Și o să vă aduc aminte un alt lucru. Cât de important este motivul lacrimilor noastre? Eu nu știu dacă aș putea să spun că Iisus Hristos este interesat în lacrimile noastre. O să mă gândesc la aspectul acesta, dar vreau să vă spun cu toată convingerea că Iisus Hristos este interesat în motivul lacrimilor noastre. Fie că vorbim de mesajul lui Dumnezeu prin îngeri sau mesajul direct al Domnului Iisus Hristos, întrebarea era, de ce plângi? Acum, e riscant să vă spun eu de ce plângea Maria. Care numai 1,68 m. Astea erau lacrimile ei. O mai pus 2 kg pe ea. Ce nu mai vine, vine. Nu, Maria n-avea cu asta. Ea era tare necăjită că și-a cumpărat aia poșeta cu tare și ea încă nu a reușit. De pantofi nici nu mă leg seara asta. Vă dați seama cât de penibil ar fi să o auzim pe Maria, că ăsta e motivul lacrimilor ei. Doamne, n-am eu șuvițele lui aia, n-am eu vocea lui aia, n-am eu darul lui aia. Știți care era motivul lacrimilor Mariei? Știți, nu? Să știți că Domnul este interesat să audă care este motivul lacrimilor noastre. Că noi plângem și noi. Uneori chiar ne văităm, dar care este motivul? Are ceva de a face cu relația noastră cu Hristos? Sau nu avem nicio treabă cu Hristos? Plângem pentru că nu ne-au ieșit nouă figurile cum ne-au ieșit. Bine, haideți să nu mai punem atâtea pe seama Mariei, că să nu se supere. Eu cred că în ziua învierii Domnului Iisus Hristos, nu doar Maria a făcut constatări. Dacă vreți să vi le structurați altfel și o să aveți timp, o să vedeți, Maria are constatări despre ea, despre ucenici, despre Domnul Iisus Hristos, despre mormânt și alte lucruri, dar și ucenicii au constatări.
Și ce cred eu că au constatat ucenicii în ziua respectivă? Nu știu dacă prima dată, au avut câteva constatări despre surorile lor de credință. Și nu știu de ce a fost nevoie să li se mai aducă încă o dată aminte că femeile pocăite niciodată nu sunt de neglijat. Aici surorilor puteau zice un amin. Adică îți place, nu-ți place, este consemnat că există femei mai prompte decât noi. Există femei care pot face sacrificii mai mari decât putem face noi. Există femei care găsesc resurse mai repede decât găsesc noi, că ăștia au cumpărat mirezme încă de vineri seara, s-au pregătit. Există femei care își asumă riscuri mai mari decât probabil ne asumăm noi. Dacă erau tot cu ușile încuiate de frica nu știu cui, femeile, uite că au descuiat ușele. Dar știți ce mă bucur eu? Ucenicii n-au constatat asta cu durere, cu indignare, cu invidie. Și ascultați-mă, de câte ori găsim surori mai pocăite decât noi, să zicem slăvit să fie Domnul. Amin? Bun, asta nu înseamnă că nu trebuie să facem nimic. Am fost în săptămâna aceasta la o biserică și joi seara au făcut anunțul. Duminică dimineața ne întâlnim la ora 7. Ei la ora 7 aveau duminică dimineața slujba de dimineață. Și nu știu în ce context am vorbit noi acolo și zic, păi fraților, am o rugăminte. Ați putea duminică dimineața toți bărbații să fiți la biserică înaintea femeilor? S-a uitat așa la mine, zic, să rupem o dată chestia asta, că tot femeile dis de dimineață, ele primele, ele cu tare. Care credeți că a fost reacția fraților? Că nu, frate, le dăm prioritate tot lor. Da. Bun, asta e bine. Bine că sunt surorile noastre, da? Haideți unii care le tot acuzați pe surori, că nu rămân la masă oricum, deci să știți, că zic așa, constatările din Scriptură, deci nu... Că surorile pocăite nu vor independență. Asta cred că au fost obligați ucenicii să vadă. Surorile acestea au aflat, dacă ne referim la femei, la grup, și la Maria, da, dar dacă ne referim și la grup. Ele au aflat ce au aflat, ele n-au plecat în altă parte. Unde s-au întors? Unde s-au întors? La frații lor. Așa că zic eu să nu ne speriem așa foarte tare, că vai de mine, dacă sora află adevărul înaintea mea, Doamne, ce revoluție o să fie. Nu, s-ar putea sora să vină doar să ne lumineze nouă mintea, că noi am fost un pic mai leneși, da? Iar știi ce îmi place la femeile acestea? Și cred că au văzut și ucenicii. Că ele nu vin cu un duh acuzator. Dacă ele au fost acolo și au văzut îngeri și nu știu ce, nu vin să spună, bă, puturoșilor, voi nu v-ați trezit, uite cui s-a descoperit Domnul nouă, că vezi noi cine suntem, voi ar trebui să vă băgați mințele în cap, să vă smeriți. Ele vin cu o inimă deschisă, normal, la fraților și împărtășesc ce au trăit cu Domnul. Să nu ne temem de lucrul acesta, da? Și acum... Da, dacă unii vom ajunge la concluzia că ele știu mai multe decât noi, eu ce să zic? Să le felicităm pe ele și să ne fie rușine nouă. Încă o dată, ele n-au primit un har deosebit. Spuneți-mi, de ce au aflat ele primele adevărul? De ce? Pentru că s-au dus primele, da? Deci nu poți să îl acuzi pe Dumnezeu, Doamne, acum le-ai făcut lor un favor să ne umilești pe noi... Și ar trebui să ne gândim la aspectul acesta. Dacă ne deranjează că unele surori știu mai mult Biblia, să vă spun eu de ce știu mai mult Biblia, că dorm mai mult cu Biblia sub cap, sau de ce știți Biblia mai mult surorilor? A, o citiți mai mult poate decât unii bărbați. Nu, ce să zic eu, atunci mă opresc, da? Știți însă ce cred eu că au constatat ucenicii, dincolo de constatările lor despre surori? Și despre ei, dar nu mai zicem. Au constatat... ceva despre Iisus, ce sigur a constatat și Maria și a constatat și celelalte femei, că Iisus ne iubește pe toți. E adevărat, îi se descoperă primul cuiva pentru că el ia inițiativa, îl găsește pe un alt, în altă parte, pentru că așa este conjunctura, dar chiar dacă Domnul îi ia pe rând în funcție de seara cu cine este Iisus,
cu toți. Nu se încheie prima zi până Domnul Iisus Hristos nu se îngrijește de toți. Acum, cu Toma știți cum e. El a pierdut tramvaiul, s-a întârziat la biserică, asta a fost deja problema lui, și-a pierdut el. Asta trebuie să constatăm noi și în sărbătoare și în fiecare zi. Că deși fiecare avem experiențele noastre personale cu Dumnezeu, unora ni se descoperă în grădină, pe altul îl găsește nu știu unde, pe alții caută nu știu unde, până la urmă, în inima Domnului Iisus Hristos avem loc toți. Și ne convine sau nu ne convine, El a murit pentru toți, El a înviat pentru toți și El vrea să-i reabiliteze pe toți. Amin? Așa că ar fi bine să ne obișnuim și noi mai mult unii cu ceilalți și să ne prețuim ca frați și surori în credință și să-i mulțumim Domnului Iisus Hristos că în inima Lui chiar este loc pentru fiecare. Haideți să închei cu câteva constatări de ale mele din pasajul acesta. Ele doar se repetă, spuse în alt fel. Prima constatare. Pentru Iisus merită să te trezești de vreme. N-am zis că pentru orice. Alții poate veți spune că merită pentru muncă, pentru școală. Eu nu mai intru în chestiile astea, că nici nu știu dacă pentru unele merită să te trezești de vreme. Că există și pasajul acela în Scriptură, că degeaba vă treziți dimineața de vreme și vă culcați seara târziu. Este și asta o constatare. Depinde, știți că era proverbul ăla că cine se trezește dimineață, departe ajunge. Eu l-am schimbat, am zis că cine se trezește dimineață, sigur doarme mai puțin. Asta ar fi o variantă. Dar nu știu dacă realizează ceva sau nu. Dar există o constatare care o văd în Scriptură și am văzut-o în viața mea. Pentru Iisus merită să te trezești de vreme. Fie că e vorba de sufletul tău, fie că e vorba de sufletul altora. Care n-ați încercat, încercați să vedeți ce înseamnă să faci un sacrificiu pentru Iisus. Mai ales dacă dimineața ai mintea mai limpede, da? A doua constatare care aș vrea să o rețineți. Merită să ai frați de credință. N-o să fie toți ca tine și Doamne ferește să fie toți ca tine. Fiecare o să fie în felul lui. Dar spune-mi, în momente din acestea delicate, dacă n-ai frați de credință, la cine te duci? Dacă Maria nu i-ar fi avut pe ceilalți ai Domnului, unde să se ducă? La preoții cei mai de seamă? Sau unde să se ducă? La cărturari, la farisei, la păgâni, la necredinți? Unde să se ducă Maria? Frații sunt așa cum sunt, fiecare cu etapa lui în viață. Dar e mare lucru să iai. E mare lucru să știi unde sunt. Și atunci când ești într-o anumită stare, să știi că te poți duce la frați. Spuneți-mi, ați trecut vreodată prin viață așa când, chiar dacă nu v-a plăcut rugăciunea, v-ați bucurat să știți că există un grup de rugăciune la biserică? Și chiar dacă n-ai fost poate niciodată la el, ai venit și tu, nu știu, într-o luni seara, de ce ai venit? Pentru că ai avut tu o problemă acum. Și te-ai bucurat că există un grup de rugăciune care ar putea mijloci și pentru tine. Ai o neînțelegere, unde să te duci? Dacă e vorba de o neînțelegere în cuvântul lui Dumnezeu, cine să-ți explice? Chiar dacă ești într-o stare temporară de necredință. Eu vreau să vă întreb, nu mă bag acum în duminica lui Toma ca să nu încurc, dar totuși un pic mă bag. Vreau să vă întreb, da, Toma a spus nu cred în înviere, dar cu cine a discutat asta? Cu frații lui. Și unde și-a petrecut el perioada de necredință în înviere? Unde a petrecut-o? Cu frații lui.
Și Toma a constatat, e mare lucru să ai frați de credință când treci prin perioade delicate în viață. Frați iubitori, frați care te acceptă, nu sunt de acord cu gândirea ta, dar se roagă pentru tine, te sprijină, chiar merită să ai frați de credință. Dar acum taina este în felul următor, ca să ai frați de credință, nu ține numai de ei, zic eu. Ce ziceți? Ca să ai frați de credință, ține și de tine, să te naști în familia lui Dumnezeu. Să vii și tu să fii parte din familie, că dacă tu nu faci parte din familia lui Dumnezeu, de unde să ai frați de credință? V-am spus și spun încă o dată, participarea fiecăruia este importantă. Și a lui Petru, și a lui Ioan și ceilalți. Nu pot rezolva toate lucrurile, dar ce nu pot frații, rezolvă Domnul Iisus Hristos. Dar la momentul potrivit, totul este să avem răbdare. Și o să vă mai spun încă un lucru, ca să vă las mai devreme acasă. Știți constatarea mea, uitându-mă la oamenii aceștia, la evenimentul învierii, că merită să recitești cuvântul, că merită să investești în înțelegerea corectă a cuvântului. Știți ce ni se spune despre oamenii aceștia când au fost în necredință? Încă tot n-au priceput că după Scripturi toate acestea trebuiau să se întâmple. Păi de ce n-au priceput că după Scripturi trebuia să se întâmple? E simplu, că n-au priceput Scripturile cum trebuie. Și uneori și zice, nu pricepem Scripturile cum trebuie, că nu ne facem timp pentru Scripturi. Pe de altă parte, dacă te duci în Evanghelia după Luca, când Domnul îi găsește pe ceilalți în drumul spre Emaus, în confuzia lor și toate celelalte, Domnul Iisus Hristos nu face nimic nou. Decât ascultați-mă, unor evrei care cunoșteau cuvântul, unor evrei cărora Domnul le-a explicat cuvântul 3 ani, acum le explică încă o dată Biblia. Asta ar avea un mesaj foarte direct pentru cei care credeți că știți totul din Biblie. Poate ar trebui să mai citiți o dată. Sau ar fi un mesaj pentru cei care spun, dar Biblia nu ne răspunde la toate întrebările. Serios, de unde știi? Depinde cu cine o studiezi. Dacă studiezi Biblia cu Gamaliel, nu te poți ridica mai mult decât nivelul lui Gamaliel. Dacă o studiezi cu Nicodim, nu poți fi deasupra lui Nicodim. Iar dacă o studiezi cu Duhul Sfânt, ce ziceți, ai putea căpăta o lămurire în plus? Că vedeți Hristos, când ei spune, suntem atât de încurcați că nimic nu mai iese, Hristos spune, nu-i nimic, vă explic eu. Și ce și-a făcut? A luat Biblia și a început în toți profeții a lor, care era acolo, să le explice cum stau lucrurile. Și apoi spune evanghelistul că le-a deschis mintea să priceapă Scripturile. Deci cei care aveți probleme de lămuriți, încercați cartea asta. Nu tot vă luați după unul și după altul, că s-ar putea unii să vă bage într-un întuneric, într-o confuzie, că nu vă mai scoate nimeni niciodată. Mai încercați și cartea aceasta, dar încercați-o cu ajutorul lui Dumnezeu. Sună foarte simplu, dar nu este simplist. Să iei cartea, dacă nu fizic, măcar în sufletul tău, să îngenunchezi înaintea lui Dumnezeu, să spui, Doamne, eu sunt limitat, este cuvântul tău, deschide mintea să pricep adevărul tău. S-ar putea cu o minte deschisă și luminată de Duhul lui Dumnezeu, Scriptura să aibă o altă culoare în viața ta și sigur o altă putere. Asta ne citea și fratele păstor vorbind despre Corinteni, ce le spunea, v-am învățat că Iisus trebuia după Scripturi, după Scripturi, după Scripturi. Și asta spunea Domnul apoi, nu știți că toate acestea trebuiau să se întâmple în conformitate cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Chiar merită să citești cuvântul, să recitești cuvântul,
Dar niciodată să nu-l citești cu atitudinea aceea, oricum știu. Probabil v-am mai făcut eu mărturisirea aceasta și încă n-am scăpat de ea. Teoretic o știu. Și vreau să vă spun că sunt unele pasaje în Scriptură care chiar le cam știu, zic eu. Adică le cam știu, nu numai că le-am citit de multe ori, dar am și predicat din ele cam de multe ori. Și așa e senzația câteodată că mai citesc acum pe bune, ce altceva ai mai putea afla de aici? Mai ales dacă ai avut vreo 7-8 predici diferite, ce altceva? Și apoi Dumnezeu, ca să te smerească și să-ți arate cât de mare este bogăția cuvântului Său, așa se deschide mintea să pricep cuvântul și spune, dar e atât de clar asta aici, cum de n-am văzut niciodată în viață? E mare lucru să citești, să recitești cuvântul lui Dumnezeu, care, dacă trebuie, ne cercetează pentru pocăință, dacă trebuie, ne ajută la sfințire, toate acestea, da? Constatarea mea, că ar fi vreme să ne rugăm puțin. Și aș vrea, în timpul acesta care vi-l las pentru rugăciune, asta aș vrea eu, dar voi faceți orice, să nu facem o rugăciune obișnuită. Și poate în seara aceasta ți-a rămas ceva în minte din ce am spus. Poate unii ar trebui să încercați rugăciunea asta miraculoasă, Doamne, poți da și mie bucuria de a mă trezi măcar o dată de vreme să văd ce înseamnă părtășia de dimineață cu tine. Poate că unii habar n-aveți ce înseamnă asta. Și să spui, se poate că pentru tine ar fi un miracol să te trezești dimineața, să ai mintea limpede, să citești Biblia, să te rogi lui Dumnezeu și să vezi că viața poate fi începută altfel. Poate fi o rugăciune foarte practică. Sigur, unii s-ar ruga pentru voi. Eu zice să vă rugați voi pentru voi ca să fie rugăciunile voastre, să nu mergeți pe rugăciunea altora, da? Poate unii în seara aceasta ar trebui să mulțumim mai mult pentru frații și surorile de credință pe care le avem. Da, noi suntem obișnuiți să venim la biserică, suntem obișnuiți să se roage alții pentru noi, suntem obișnuiți, dar de ce să fim obișnuiți? Chiar credeți că toți în lume au harul acesta? Iar dacă unii vă bucurați și ne bucurăm de harul acesta, vă aduceți aminte că spuneam că schimbările pot fi foarte rapide. Uneori se pot schimba lucrurile dramatic în sănătatea noastră. Și atunci e târziu să plângem anumite lucruri. Alte ori se pot schimba dramatic în societate, se pot schimba vis-a-vis de biserică. Mă întreb ce s-ar întâmpla cu noi dacă s-ar schimba dramatic perioada harului. Și nu ne-ar mai chema Dumnezeu atât de frecvent și cu atâta duioșie, veniți că toate sunt gata. Poate ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu că nu suntem singuri, îi prețuim pe cei din jurul nostru, ne bucurăm de ajutorul lor și le oferim ajutorul când ne ajută Dumnezeu, dar niciodată nu ne încredem în situație, ci ne încredem în Cel care controlează toate situațiile. Și dacă uneori există, nu știu, competiția aceasta și neloială și nefrățească între bătrâni și tineri, oare am putea să ne rugăm în seara aceasta fiecare din pantofii lui? Poate tu, ca om în vârstă, să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru toți tinerii bisericii. Și dacă nu unele chestii aleargă mai tare decât mine, ajută-mă să nu îi împiedic, să nu mă supăr. Știți ce ar fi fost interesant? Să se uite Petru la Ioan să spune, uite bă, ăsta nu aleargă cum alergam eu. Păi normal că nu aleargă, că nu-i Petru. Sper că Ioan nu și-a luat nasul pe sus că a ajuns primul la mormânt. Și am mulțumit lui Dumnezeu că de data aceasta a putut ajunge el primul
Și apoi a mulțumit lui Dumnezeu că a ajuns și Petru și l-a ajutat să vadă ce n-a văzut până atunci. Da, colaborarea este importantă, iar dacă în seara aceasta, deși în mulțime, crezi că ai o problemă pe care o poți rezolva sau trebuie să o rezolvi singur, știi ce te încurajez eu? Insistă. Spune tu și tu, ca omul lui Dumnezeu altădată, nu te las până nu mă binecuvintezi. Spui, Doamne, nu-i judec pe frații mei. Am încercat, ei au făcut cât au putut. Poate o să cânți tu într-o zi cântarea, la toți le-am spus durerea, Doamne, și le-am cerut la toți un sfat. Zadarnic, toți au râs, Iisuse, tu, singur tu, m-ai ascultat. Ca să nu fac o altă predică, ne ridicăm la rugăciune. Avem un timp în liniște în care ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și dacă trebuie să vergi și lacrimi, nu uita, lacrimile pentru Iisus și pentru cauzele bune niciodată nu sunt fără rost. Mântuitorul nostru drag, suntem atât de bucuroși că în ciuda comportamentului ucenicilor din ziua Învierii, Tu n-ai venit la ei în primul rând cu mustrare, ci ai venit să le dai pacea Ta. Te rugăm în seara aceasta, așează pacea Ta în fiecare inimă prezentă. Și apoi plin de pacea Ta și plin de Duhul Tău. Ajută-ne să fim vestitorii păcii. Ajută-ne să vorbim celor din jur despre acea pace care depășește capacitatea noastră de a înțelege. Și când găsim oameni în vrășmășie cu Tine, dă-ne înțelepciunea, curajul să îndemnăm să se împrietenească cu Tine și să aibă pace și aici și în veșnicie. Amin. Vă invit să vă așezați pe lucrurile noastre, vă mai rețin atenția cu un scurt anunț. De fapt, aș putea să vă fac și o ofertă, să vedem care sunteți de acord. Așa, un sondaj de opinii. Pe mine m-ați auzit mai mult predicând sau rugându-mă? Ați ascultat mai multe predici sau mai multe rugăciuni? Ați vrea să ascultați și câteva rugăciuni? Mi-am luat un pic de timp și mi-am scris câteva rugăciuni într-o carte. Vreți să vi le citesc? Citesc destul de repede. Cred că în 2 ceasuri o termin. Ar mai fi o variantă.
să le citiți acasă. Și, nu știu, dimineața, seara, când vă treziți, și unde sunteți de acord să ziceți amin. Unde vreți și la voi, ziceți și la mine, Doamne. Unde nu sunteți de acord, spuneți, Doamne, lasă numai la El. Și e ok. Inițial nu așa a plecat ideea unei cărți cu rugăciuni, dar pe parcurs mi-a venit o idee și am făcut o copertă. Știu că asta nu o să puneți mâna repede pe ea. Da, înțeles. Nu-i nimic, am făcut și a doua copertă. Dar ce rugăminte aș avea eu? Să luați câte una din fiecare. Pe asta o citiți voi. Nu o să vă înlocuiască rugăciune, dar m-aș bucura să începeți cu introducerea. Poate o să vedeți de ce am scris-o. Și pe asta s-o dați împrumut. Așa, nu știu, câte o săptămână, două, nu? Am greșit, scuzați. Asta s-o dați împrumut. Încă n-am găsit persoană care să mă refuze. Coperta, cred că e. Da. Și chiar v-aș face o propunere. Dacă n-aveți așa de mult curajul, când abordați o persoană și spui, uite, aș vrea să citești și tu niște rugăciuni. Cu oamenii citesc rugăciuni, ascultați-mă. Spui, tu nu cumva ai o carte de rugăciune? Împrumut-mi-o mie, faci în schimb. Și poate ar fi interesant să vă uitați și voi la niște rugăciuni. Sunt convins că nu le veți putea rosti pe toate, nu intru în detalii, dar sunt convins că veți avea niște subiecte de discuții. Și am o întrebare, dacă i-am ajutat pe unii oameni să se roage mai deschis și mai liber în relația lor cu Tatăl, ar fi ok? Da? Deci nu cu noi trebuie să comunice cel mai bine. Dacă ei comunică mai bine cu Dumnezeu, eu zic că am făcut ceva de sărbători și după sărbători. Regula este cea pe care o cunoașteți, luați ce considerați că puteți folosi, puneți în cotie ce considerați că puteți dărui ca să ajungă și la alții, dar, așa ca să spun mai direct, v-ați prins că iarăși vă îndemn la evangelizare. Cam eu problema aceasta, adică înțelegerea mea. Dacă nu ne gândim la mântuirea altora, nu contează ce metodă folosim, dar dacă nu ne gândim la mântuirea altora, n-am priceput nimic din nașterea lui Iisus, n-am priceput nimic din viața lui Iisus, n-am priceput nimic din învățătura lui Iisus, n-am priceput nimic din moartea lui și n-am priceput nimic din învierea lui. Iisus a fost pe cruce pentru noi, dar nu numai pentru noi. Iisus a plătit pentru iertarea noastră, dar nu numai pentru a noastră. E super fain că putem să venim, să ne închinăm lui Dumnezeu, să cântăm, dar toate acestea ar trebui să ne ajute când ieșim afară, să spunem altora, gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Mai aveți locuri în biserică? Ok. Deci lucrați până se umplu astea și apoi mă invitați și vă spun ce facem după. Sărbătoriți în continuare cu Domnul Iisus Hristos, dar mărturisind că Domnul este bun față de toți. Amin.